fost ministru de Finance trage un semnal de alarmă, decizia lui Trump care ar putea lovi în plin economia României. Între discuțiile despre congresul lui Liviu Dragnea i presupusa poza Codriei Covei din interviurile lui Sebastian Ghi, pare ce nici nu observam câteva evenimente majore internaționale care pot afecta economia României. Este opinia Ioanei Petrescu, fost ministru de Finance în guvernul Ponta. Unul dintre evenimentele majore internaționale ar putea fi gestul lui Donald Trump de a începe un adevărat război comercial. Mai exact, președintele american dorește să impună tarife de 10% pe aluminiu și de 25% la oil. În cazul în care UE nu va fi acceptat de la aceste tarife, Bruxelles s-a pregătit deja să retalieze cu o listă 200 de posibile produse pe care le import din SUA la care ar dori, la rândul ei, să aplice tarife. Din acel moment, ne putem imagina cum SUA va impune tarife pe alte bunuri pe care le import din UE, iar războiul comercial va fi în plin toi. Situația e destul de grav. Robert Schiller, laureatul premiului Nobel pentru economie și profesor la Universitatea Yale, spune că tarifele lui Trump reprezintă abia o primă lovitură într-un război comercial și că efectele disruptive se vor resimi imediat la nivel mondial. Acesta compar situația de azi cu începuturile marii depresiuni economice din 1930, când companiile setereine au amânat investiile în SUA exact din cauza impunerii unor tarife de 25% pe oil, 10% pe aluminiu. Noi putem fi afectați de aceste eventuale măsuri internaționale dacă pe lista de produse pe care se vor impune tarife vor intra și cele pe care le exportăm în SUA sau dacă această listă va cuprinde și componentele produse în România pentru bunuri care sunt destinate exportului în SUA. În primele 11 luni ale anului 2017, conform ultimelor cifre publicate de INS, din totalul exporturilor române, 28,5 reprezint mașini, dispozitive mecanice, 18 mijloace de transport, 12,5 sunt materiale de construcții, imobilier. Adar, ar cam fi motive de îngrijorare. De exemplu, dacă SUA va impune tarife pentru mainile germane pentru care noi producem piese, indirect, România va fi afectat prin secederea exporturilor către Germania și, implicit, prin secederea numărului de locuri de muncă. Sau dacă SUA, de exemplu, vor impune tarife mai mari pentru mobilierul importat din UE, România va fi afectat de data asta în mod direct pentru ce avem firme române care export mobil în SUA. Rămâne de văzut câte victime va face acest război comercial, dar efectele nu pot fi decât negative pentru exporturile române, pentru numărul locurilor de muncă de la noi și pentru sumele colectate la bugetul de stat de la firmele române care, în aceste condiții, vor plăti mai puține taxe pe profit și mai puține asiguri sociale pentru angajați, scrie Ioana Petrescu pe blog.